Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi detalii din spectaculoasa carieră infracțională a trezorier delapidatorului sau delapidator trezorierului, nu știu cum să spun. Ne-a Mircea? Ascuțitor, da. Vezi că omul că îi crește fandomul. Mi-a început să-mi placă de el. Îți place de avea gusturi da? Bune. Exact. Îmi place ce făcea. În primul rând, bune. Da. În primul rând că era Robin Hood. Asta, bling, bling. L-a de la partid. Nu l-a de la partid. Asta l-a de la noi. L-a de la tine, fraiere. Am o rugăminte. Adică de la bogat. Să înțeleg, stai puțin. Da. Partidul ia subvenție de la stat. Da. El lua după ce banii ajungeau de la stat la partid, nu da. Lua direct de la stat, corect? Da. De asta zic. Da. Dar când vin banii la partid, trebuie să-i cheltuiești doar pe anumite lucruri care sunt precizate în lege. Nu ca să-ți cumperi tu mașină, eu casă, sunt de acord cu tine, dar în asta se cheamă delapidare și deturnare de fonduri. Da. Păi asta zic, atunci... banii fura, el nu-i fura de la stat. El îi fura păi acces, mă. De la partid. Pe asta, ca și cum îi fură unui pensionar banii și zice, nu i-am furat domnului, am furat de la stat. Aha. Că banii deci, dânsul îi primește cum? De la stat. Și e scuzabil dacă fur de la pensionar și nu de la stat direct? Sau cum e? Hai după. Nu. Da, eu încă mai cred că tu faci mișto când zici chestia asta. Deși am îndoiel din ce în ce mai mari, să știi. Haideți să continuăm. Nu-mi dau seama. Adică... Deci ce-a făcut? Auzi? Hai că asta o să-ți placă. Eu zic că minim primar de sector s-ar putea alege. Da, exact. La cum aranjează lucrurile. Deci trebuie să-mi faci un semn. Adică trebuie să faci tu cu ochiul ceva când zici astea. Că altfel să știi, da, să știi că lumea ce să te ia în serios și... Da. E foarte urât ce a făcut. Să regem, să nu... Deci mașină pentru el, pentru familie nevastă da. Ce-a mai luat, casă frumoasă și nenumărate excursii. Frumos de tot, bune. Inclusiv pentru prieteni, vecini. Asta mi-a plăcut. Fosta nevastă, înțelegi? Tot altruist. Da. N-a plecat singur. Da. Deci sensul trezorierul PSD, PSD Partid de Guvernământ, și atunci și acum. Judecat în mai multe dosare, are deja o condamnare definitivă, mai urmează și altele și ca să-și limiteze anii de închisoare, domnul Drăghici a început să încheie acorduri de recunoaștere a vinovăției în care spune tot ce a furat și cu cine s-a bucurat de pradă. Banii, cum ziceam, au fost luați din fondurile publice care erau plătite și sunt plătite partidului pentru organizarea activității politice. Așa e legea în România, nu doar la PSD, la toate partidele, cele parlamentare primesc foarte mulți bani. E vorba de zeci sute de milioane de euro anual. Bani din taxele cetățenilor. Deci 20 de milioane de euro pentru PSD doar în 2018. Bani care au fost dați în urma unui amendament la lege inițiat, ce să vezi, chiar de domnul Drăghici. Și susținut, desigur, de toți parlamentarii. Motivația a fost, dom'le, ca să nu mai fim tentați să furăm. Băi, tată, zice, am văzut toată Europa. Hai să mai mărim puțin limita aia, să mă duc și eu undeva mai la soare, la căldură, că au ăștia niște tarife. Da, deci domnul Mircea Drăghici pus trezorier la partid de protectorul său, domnul Liviu Dragnea, alt spectaculos, a băgat mâna până la cot în borcanul cu miere, din care și-a făcut parte, dar a dat și șefului și iubitei acestuia, am vorbit ieri despre asta, și prietenilor politici a ei lui Dragnea, dar și propriei sale familii, ba, chiar și vecinilor, o afacere halucinantă, ce să spun, să dăm exemple. De exemplu, în revelionul 2017-2018, un revelion extins de aproape 10 zile, dânsul a organizat și finanțat o excursie, pardon, de 7 nopți pentru el, nevasta lui și alți amici, cu tot cu copii, în Punta Cana, Republica Dominicană, la un resort de lux, unde prețul pe săptămână al unei camere variază între 7 și 12.000 de euro. Costul vacanței 45.000 de euro, bani plătiți din două conturi, cel de subvenție de la stat pentru PSD și un altul tot al PSD, deci deturnare de fonduri și delapidare. Asta este infracțiunea. În același timp cu vacanța din Dominicană, deci el a plecat în Dominicană, cu nevasta, prietenii, copiii, nu știu ce, s-a gândit însă și la fosta nevastă și la fetele lui, cu tot cu soț și copii, și a plătit o vacanță de lux în Singapore, din banii de subvenție ai PSD și aceste vacanțe, aproape 15.000 de euro. Bravo. Ești putea să-i trimită la Veliko Târnovo, dar el nu. I-a trimis frumos, în zi, de asta spun. Deci una peste alta, fă socoteala, 45.000 plus 15.000 din bani publici, de fapt, cât face? 50 cu 10, 60.000 de euro exact. Dintr-un foc o săptămână să fie lumea fericită. Asta se întâmpla, cum spuneam, decembrie-ianuarie 2017-2018. Și experiențele astea de nababe au deschis gustul familiei pentru vacanțe de lux, plătite din banii altora, 4 luni mai târziu,
cred că de Paște, între 5 și 14 aprilie 2018 sau în perioada respectivă. Uh-huh. Familia lărgită a lui Mircea Drăghici a fost în vacanță în Cipru, la un hotel de 5 stele, Four Seasons, poate ați auzit. Frumos! Da. Au fost așa. Mircea Drăghici, doamna soție, Georgiana, cu cele două fiice, cumnata Manuela, fratele Mihai, mama Aurora, trei vecini, soacra, doamna Georgeta, sora doamna Cătălina Viorica și soțul acesteia, domnul Iulian Gabriel. Deci eu spun, cred că pe strada pe care, pe strada lunea Drăghici a fost jale și scandal la vecinii care nu-i răspundeau până atunci la bună ziua, știi? Ți-a trebuit să-i zici că nu sortează gunoiul. Uite acum, vezi, popeștii s-au dus în vacanță în Cipru la patru sezoane ăla. Noi mergem la Măta acasă să dăm la găini dimineața la țară. Da, asta a fost. Drăghici a luat după aia din nou bani din conturile PSD pentru a acoperi o parte din costurile excursiei de grup. 26.000 de euro pentru biletele de avion și cazare. Bravo. La mâncare a fost fără. A zis, numai mic dejun, inclus, treaba voastră, vă descurcați, nu vă plătesc masă. O fi luat de acasă. Da, și-au adus, cum să duc, telemea, roșii, unt la borcan cu apă. Da, bravo. Da, după alte patru luni, în august 2018, deci avea și rezervă mică. Adică, practic, decembrie, aprilie, în august, din nou, plecat. În august 2018, Drăghici a plecat în Tenerife, pe banii de subvenție primiți de la PSD, de data asta fără clanul extins. Nu vă mai suport. Mi-ați făcut numai necazuri. Doar la Spa, restaurant și Beach Club, fostul trezorier a spart 5.700 de euro. Scrie publicația G4 Media. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.